și caută și spre robile aceștia prezent la această sfântă și dumnezească liturghie. Dezleagă pe dânsii de toată legătura ce este pusă asupra lor și binecuvintează pe dânsii, dă-le tărie trupului și înțelepciune minții ca să priceapă căile credințe cele adevărate și să îngrădească cu mila lor toate faptele lor pentru a lor mântuire. Ca ei fiind întăriți cu pasa ta, să întoarcă fugă cele dușmanilor lor și totdeauna să se arate împricoșător potrivnicilor neamului creștinesc. Iar credincioșilor tăi care nădăjduiesc pe tine, să le fie singure nădejde de biruință, îndrăzneală și tărie, și fiind îngrădit cu rugăciunile Sfinților tăi și cu întrarmarea Ducerilor tăi, să se arate ochilor tăi semn de veselie și de tărie, semn de biruință, de tăria inimii și de bărbăția asupra pismașilor. Că tu ești Împăratul Păcii și Dumnezeu, care spărând războaile și dai tărie celor ce vădăjduiesc pentru tine și ție slavă, Dumnezeu, dintre una și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și Viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini, Sfinților, dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana,
și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori.